Ca urmare a deciziilor luate la nivelul conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, transportul de persoane și mai ales activitatea de taximetrie reprezintă subiectul unei campanii anuale. Așa se face că în tot județul, între orele 7-12, s-au desfășurat razii în care au fost luați în vizor taximetriștii. Culmea, cei care au avut mai multe probleme au fost taximetriștii ce aparțin unor firme, dar care au executat curse în afara localității pentru care au licență. Pentru ce se fac cu multele femeie? Deci dacă să fac, de ce ne dă voința să plecăm? De ce ne dă comanda? Voința la efectuarea cursului este... Și legea 38 știți că prevede ca putem să transportăm persoane dacă fac comanda prin dispecerea? Raza localității de autorizare, nu... Și din alte localități. Vă rog să mă credeți. Asta puteți să verificați. Legea 38. Am verificat și știu ce vă. Atunci, eu n-aș fi venit, nu eram nevoie să vin la comandă. Vă rog să vă credeți că puteam să fac numai în oraș. Era pe Independență, a apelat stația Independenței. O să stabilim și asupra acestui aspect, vis-a-vis ce înseamnă comandă primită și dată mai departe și executată. Da, trebuie elucidate, sigur, pentru totdeauna, ca să știm și de ce avem de făcut. Dar nu ne convine nici nouă, Doamne, ferește să... Aveți atestat profesional, da? Cum să nu? Și acolo ați... Citit, a studiat, da, a zis, da? Legea 38. Și dumneavoastră sunteți convins că puteți să faceți transportul ăsta, așa cum spuneam. Da? Inclusiv legea 38 așa prevede. Deci nu eu am făcut. La momentul când o să stăm de urmă acolo în post, Eventual, o să vă prezentăm, negru Paul, da? Da. Și atunci să vedem ce opinie aveți. Asta e, cum să zic, punctul meu de vedere, eu nu mă cer cu nimeni, justificați, să vă contrazic. Ne arătați și în legea unde scrieți punctul nostru de vedere, da? O căutăm, nu mai știu exact la ce an aliniat, eu după ce termin aici o să vă explic, da? Vă pot spune că astăzi la nivelul de Vâlcea s-a organizat o acțiune privind transportul de persoane în regim de taxi, atât autorizat cât și neautorizat, dar privind în continuare sesizărilor care apar de la atât de la operatorii de transport cât și de la conducător. La nivelul județului, în momentul de față, avem angrenate efective în această acțiune pe raza localității orașului Brezoi, orașului Călimănești, orașului Băile Olănești, traseul Râmnicu Vâlcea Băile Olănești, pe raza comunei Budești, pe raza orașului Băbeni, pe raza orașului Vorezu, Drăgășani și Bălcești. Acțiunea e în desfășurare, deci în continuă derulare, urmează ca la finalul acesteia să centralizăm activitatea, să vedem dacă acele sesizări se confirmă în totalitate sau doar parțial. În ședințe pe care le-am avut de fiecare dată, atât cu dispeceratele, cât și cu operatorii de transport în regim de taxi, li s-a explicat destul de clar, pentru că această activitate nu se poate desfășura așa cum susținea domnul aici de față, atâta vreme cât în articolul 18 din legea 38/2003, privind regimul de taxi, se precizează că nu există posibilitatea ca acest transportator care este autorizat de Râmnicu Vâlcea să efectueze cursă din altă localitate decât cea de autorizare către localitatea de autorizare. Practic, activitatea de taximetrie, conform legii, este legată de către autoritatea de autorizare, inclusiv activitatea dispeceratului este legată de localitatea de autorizare. Deci, dacă vorbim de autorizare Râmnicu Vâlcea, vorbim de localitatea de desfășurare în Râmnicu Vâlcea. La finalul acțiunii s-au centralizat și rezultatele. 88 de mașini verificate, 49 de sancțiuni aplicate, din care 42 pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice, iar 7 pentru încălcarea regimului taximetriei. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 334 de milioane lei vechi. În plus, a reținut un permis de conducere, o autorizație de taximetrie și un atestat, iar 10 certificate de înmatriculare a mașinilor au fost ridicate.